Dragi prieteni, bine v-am găsit! România la șuietă, o emisiune care vă va provoca, nu numai pe dumneavoastră, și pe mine. Sunt în această calitate de moderator, prezentator, cum vreți să-i spuneți, și mă onorează. România la șuietă înseamnă o discuție pe care dumneavoastră trebuie să o purtați cu noi, prin intermediul, bineînțeles, unor personalități de seamă, care pe rând vor ocupa acest scaun. Este o plăcere și o bucurie să fim alături de dumneavoastră. De ce? Pentru că ne gândim că o discuție lejeră despre fiecare în parte, privind invitații noștri, vă va aduce satisfacție. Lucruri neștiute și știute, pe care le prezentăm pentru buna dumneavoastră știință și pentru buna dumneavoastră plăcere de a ne privi. Oricum, doamnelor și domnilor, bucuria mare este că, iată, începem acest șir de emisiuni cu un interpret excepțional, un interpret de marcă și reprezentativ pentru folclorul românesc, și lucru important este că dumneavoastră, ca și mine, am urmărit de-a lungul anilor evoluția acestuia. Pe mine m-a impresionat totdeauna palmaresul, m-a impresionat personalitatea puternică și, de ce nu, succesul imens pe care l-a avut și l-are la public acest artist. Am invitat astăzi pentru dumneavoastră un nume bine cunoscut, iubit și apreciat de spectatori, de publicul larg, o vedetă în adevăratul sens al cuvântului, colegă și bună prietenă cu mine. Sigur că pentru mine va fi nu neapărat dificil, dar va fi problematic să-mi interoghez și să pot discuta lucruri amănunțite despre carieră sau viață cu una dintre colegele mele. Eu zic că vorba multei sărăcia omului, și cel mai bine ar fi să invităm alături de noi această personalitate de prim rang a muzicii populare românești, Maria Cârneci. Maria, este o imensă bucurie pentru mine că ai acceptat invitația și știu că ai făcut-o pentru că ne prilejuiește și mie și ție întâlnirea cu publicul de peste mări și țări. Și încă o dată ai gratitudinea mea și mă onorează că ești alături de mine în acest proiect România la șuietă. Sigur că vom vorbi, vom fi liberi, vom fi degajați și vom spune vrute și nevrute, într-atât încât lumea să ne redescopere și să ne descopere altfel decât ne știe, sau așa cum ne știe, mai bine. Gabriel, mulțumesc în primul rând că mi-ai dat ocazia să fiu printre invitații acestui frumos proiect. Îți doresc încă de la început să ai baftă, să ai curaj, și sunt convinsă că așa va fi, pentru că îl cunosc pe Gabriel Dorobanțu de niște ani. Lucru care întotdeauna mi-a dat speranță că avem și vom avea întotdeauna oameni de calitate și în muzica ușoară, și în muzica populară, și în toate genurile. În general, Gabriel face parte din, eu știu cum să spun, din stelele alea care sunt pe coroana regească a segmentului cultural, să zic așa. Îl apreciez și l-am apreciat întotdeauna. Sunt onorată că m-a ales și pe mine alături de viitorii colegi care vor veni pe acest scaun. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai adus într-un loc. Da, într-adevăr, este o minune, este și o zi de toamnă excepțională. Ne aflăm pe
acest loc care este al societății Soceram în Câmpina, și lângă noi se află restaurantul Toscano, unde vin câmpinenii, beau, mănâncă și se distrează. Am descoperit de mult acest loc, cum spui tu, un rai, pe pământ, și am zis să începem așa. Nu de alta, dar e bine să ne amintim cum e la noi acasă, cât de intime sunt aceste plaiuri. Și știi, totdeauna m-am întrebat de ce e frumos la noi. E frumos pentru că îți dă bucuria de a privi de oriunde te afli și că peisajul este, are o intimitate anume. Și iată aici aceste plaiuri molcome de la Câmpina, din Carpații de Curbură, sunt excepționale. Superbe. Vă spun cu mâna pe suflet că sunt copleșită eu, care trăiesc în România, am colindat toată lumea, dar, așa cum spunea Gabriel, e frumos, e plăcut, e un colț de rai, așa unde priviți dumneavoastră, și ne simțim bine, pentru că aici ne auzim vorbele, aici ne vedem tradițiile, aici cunoaștem oamenii noștri, românii noștri, și știți cum e, fie pâinea cât de rea, parcă e mai bună a căsică la noi. Știu că nu departe de meleagurile astea te-ai născut, în județul Dâmbovița, la Perșinari. Pentru mine n-a fost o surpriză, pentru că știam lucrul ăsta, dar mi se pare extraordinar să reamintim celor care ne privesc că în Perșinari au existat și există încă interpreta de renume Maria Cârneci și celebrul interpret Ion Dolănescu. Deci, spune-mi cum sunt plaiurile la voi. Molcome tot așa, tot cu dealuri, cu păduri și cu înverzite? Da, păduri avem, dealuri mai puțin, dar sunt ceva forme. E adevărat, stau la câteva case de regretatul Ion Dolănescu. Nu departe de noi s-a născut și marea interpretă Ileana Sărăroiu, de la Valea Voievozilor, lângă Târgu. N-am știut, da. Uite, un lucru nou. Tot aproape de noi, inegalabilul Toni Iordache, marele țimbalist. Măi, dar ce e acolo de așa de mulți interpreți talentați sunt? Gabriel, ți-aș răspunde cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare satisfacție dacă aș ști. Dar cred că Dumnezeu, de acolo de sus, Doamne, Doamne, și Maica Domnului, știi că în fiecare om, în fiecare regiune a țării, în fiecare plai, așa frumos, colț de rai, cum îmi place mie să spun, Dumnezeu lasă locuri, ținuturi și oameni însemnați. Asta cred eu că așa, de acolo vine. Da, și oamenii sunt frumoși ca și locurile. Exact. Așa cum sunteți și voi și ați reprezentat cu cinste muzica românească. Am citit într-un interviu pe care l-ai dat nu de mult că, de exemplu, nu te mai interesează atât de mult beneficiile materiale, că ai ajuns la concluzia că aceste lucruri nu ți-a dus satisfacția care s-ar cuveni. Sigur că omul muncește toată viața ca să-și facă casă, să-și strângă un ban, să îngrijească cum trebuie copiii și să-i educe, însă spune-mi, ce te-a dus ca să vorbești despre chestia asta și de ce ai socotit că e mai bine să ne gândim altfel decât neapărat la interesul material? E o întrebare simplă la prima vedere, dar o să ai răspunsuri vaste și dintre cele mai, cum să spun, sincere și adevărate. E adevărat tot ce ai spus, pentru că ne naștem, nu știm. Cum să zic, mie îmi place să spun că viața este o prezență între două necunoscute. Nu știm de unde venim și când plecăm și unde plecăm. Când ești tânăr, când ești la începutul carierei, nu știi cum să faci, să te perfecționezi, să faci azi mai bine ca ieri, mâine mai bine ca azi, și atunci e normal. Am să spun de ce am ajuns la concluzia asta, pentru că se spune că fiecare an care ni se așează în coroana vieții îți aduce mai multă înțelepciune, de multe ori îți schimbă perspectiva
a principiilor după care te conduci în viață, că întotdeauna trebuie să avem niște baze, să luăm exemplu de la înaintașii noștri și în general să luăm exemplele bune. La începutul carierei nu știam cum să mă afirm, era un singur post de televiziune, tot Dumnezeu le așează, în care la un moment dat au apărut două emisiuni emblematice pentru România, pentru televiziunea română. Floarea din grădină și Steaua fără nume. Da. Eram elevă la liceu și în clasa nouă și n-aveam bani și n-aveam de niciunele, abia știi cum supraviețuiam să învăț. Eram însetată să cunosc, așa, și am văzut într-un ziar al vremii că se fac preselecții pentru o nouă emisiune la populară, Floarea din grădină, la muzică ușoară, Steaua fără nume. Măi, n-aveam bani, nu știam cum să fac, aveam chemarea. Nu mi-a recomandat nimeni să mă fac cântăreață, însă eram atât de dornică, probabil că dacă mi-ar fi dat nu știu ce premiu sau nu știu ce altceva, nu mi le-a, n-aș fi dorit. Aș fi dorit să fiu acolo la juriu, să arăt că am să spun ceva în ceea ce privește cântecul. Și am cântat de când eram mică, mi-aduc aminte, la serbările din școala generală, îmi plăcea, nu știu, în fine. Deci a existat această chemare de copil, da. Voie cu tot din adinsul, exact. să ajungi, da. Cântăreață, nu? Exact, deci da. Exista un țel, un, da. Ideal extraordinar. Ascultam la difuzoare, că nu erau atâtea aparate. Dar spune-mi, când erai copil, erai un copil timid, voi ați fost mulți copii acasă. Eu sunt cea mai mică din 5 copii, întotdeauna crescut într-o familie de oameni modești, cu frică de Dumnezeu, oameni harnici, oameni gospodari. Și fiecare aveam rolul nostru în gospodărie. Unul mergea și făcea curat, unul mergea cu animalele, în fine, fie ca într-o gospodărie țărănească, tipic românească. Ei, și îmi doream, dar nu că mi-a recomandat cineva. Așa a venit de la Dumnezeu. Îmi plăcea să cânt, mă duceam la noi în grădină, la vie. Doamne, cât eram de înfocată! Auzeam la difuzor diversi cântăreți, gen Ion Luican, Maria Tănase, Benone Sinulescu, Maria Ciobanu. Îmi doream. Dar curajul ăsta și dorința asta veneau numai când era vorba de cântat, când era de făcut treaba acasă, aveai curaj să faci treabă? Aveam curaj. Păi, da. Îți dai seama, la țară, o fată care nu știa să spele, să hrănească animale, să dea la pui, să coasă un nasture, păi astea erau lucruri elementare. Plus că la școală noi aveam lucru manual. Da, știu. Unde învățam să coasem un tif, să... Știi de ce te întreb? Pentru că, de exemplu, eu urmărindu-te atâta vreme la televizor și urmărindu-ți activitatea, totdeauna m-a, nu că m-a intrigat, dar mi-a plăcut impetuozitatea ta. Da. Mi-a plăcut acest curaj pe care îl ai tot timpul și nu numai atâta. Faptul că ai totdeauna replică, nu ori cine este atât de spontan ca tine, și de asta te-am întrebat dacă erai un copil timid, pentru că totuși singură fiind când ai venit la București ca să-ți încerci, da, norocul, nu? Da. Mă gândeam că, sau mă gândesc că nu erai atât de cunoscătoare între ale vieții de oraș și ai venit cu oarecare strângere de inimă. Ce te-a făcut? De unde atâta curaj? Nu pot să înțeleg. Deci, corect ce ai spus, un copil de la țară, dar cu foarte mare dorință în suflet, toate vin și din educația noastră care am primit-o de la părinți. Nu știu dacă aveam curaj, însă era o forță interioară care mă, pur și simplu mă pornea din loc și totdeauna îmi spuneam așa, dacă oamenii ăștia au putut să arate, eu îmi doresc, de ce n-aș putea și eu? Și atunci, normal, am fost un bun ascultător. Am fost de mică atentă la cele mai mici detalii. Din familie îmi venea, în timp ce mama mă pregătea de școală și mi-mi plătea cozile, totdeauna mă aducea acolo unde vrea să mă învețe ceva, unde îmi spunea o povață. Dar erai receptivă la toate povețele astea. Să fiu corectă, să nu-i fac de rușine, să spun răspicat ce mă deranjează și ce nu e în ordine din punctul meu de vedere. Îți dai seama, prea multe cunoștințe când am ajuns la București și am văzut haosul și am văzut aglomerația pentru un copil de la țară, dar îmi doream. Și am luat-o binișor, ascultam, eram foarte bună ascultătoare și
eram atentă la toate indicațiile care mi le dădeau înaintașii, regizorii, oamenii care se ocupau. Dar spune-mi, înăuntru tău intuiai că ai să ajungi vedetă? Adică știai că vei fi vedetă? Nu știam și niciodată nu știi ce se rezervă ziua de mâine sau ora următoare, dar îmi doream. Știam că posibilității interioare și, cum să spun, sunt foarte rezistentă la orice, la efort, în a căuta, în a descoperi. Știam să ascult, mă uitam cum să gătesc, mă duceam la spectacole, urmăream cântărețele, soliștii care erau ai timpului, copil fiind. Măi, furam ouăle din cuib de la mama, le vindeam la magazin și îmi făceam rost de bani de bilet. Când veneam nu știu ce spectacol, ce ansamblu, eram curioasă să văd cum își pune, cum se prezintă. Dar spune-mi, tu toate astea le vedeai prin ochii tăi de copil și începător și un om care avea, un tânăr care avea un țel, da? Aspirații da. Și le-am înmagazinat și m-am învățat și viața și anii trecând unul câte unul că nu poți să faci nimic de mântuială, că poți să ai talent cu carul. Dacă nu ești muncitor, perseverent, consecvent și foarte pretențios cu tine, și am fost un om care niciodată nu m-am lăsat copleșită când mă lăuda, că îți dai seama, la serbare mă lăuda tot neamul, aoleu ce frumos ai fost, ce frumos ai cântat. Întotdeauna le-am primit cu decență și, și civilizat toate complimentele. Dar n-ai plecat urechea, da. Dar la critici, că avem din păcate tot atâtea regizori, tot atâtea cântăreți și cunoscători, câți locuitori sunt pe planetă, da? Însă la critici, totdeauna m-am uitat din gura cui vin. Una e să vină de la unul care e paralel cu fenomenul și nu știe ce are de major la cheie, și una e când îți spune un om de scenă, un om de muzică, un dirijor, vezi că acolo trebuie să mai lucrezi, vezi că acolo n-a fost în ordine. Una e când un regizor de platou, un scenograf, îți spune vis-a-vis de vestimentație, ești în regulă, costumul e ok, poate la păr sau poate la maramă. Îți amintești prima înregistrare de la radio sau da, din televiziune? Sigur. Unde ai făcut prima înregistrare? În București. Da, în București. Normal, da. Pentru că erau jurii care nu mergea ca în ziua de azi, că cine vrea și cine nu vrea, nu e cântăreț, înregistrează și în două zile e vedetă. Cum ar veni, suntem colegi. Nu. Era o rigurozitate extraordinar de mare. Sita era extrem de deasă, nu trecea oricine și oricum. Ca să scoți un disc, deci am fost la Floarea din Grădină, cu succes, cu brio, am început să-mi culeg repertoriu, că am văzut că nu merge să te duci să cânti din repertoriul nu știu cui. Tu reprezinți zona, tu ești tu, ai trăirile tale, vrei să transmiți cu totul altceva, că fiecare... Da, primele cântece au fost care? Ale mele. Primele cântece care le-am cântat în concursuri veneau de la... De la cine, de la exemplu? Maria Tănase, de la Maria Lătărețu. Ce puteam eu atunci... Cine te impresiona mai mult, Maria Tănase sau Maria Lătărețu? Ambele, dar în genuri și în interpretări și în maniere diferite de... Dacă vrei și de prezență, Maria Tănase cânta pentru lumea bună, pentru lumea, cum să spun, și cunoscătoare în același timp. Și de la Maria Lătărețu ce ai luat, ce ai furat, de exemplu? Naturalețea, faptul că era din popor, era a tuturor, ne aparținea, interpretarea, nuanțarea unei melodii, era cu sufletul, transmitea sufletul și trăirile ei, ajungeau de să făcea pielea de găină. Da, se face și acum, dacă asculti, de exemplu, corect, Mama, mamă, dor de mamă, da, cu mare atenție ai să descoperi că în fiecare strofă, de câte ori spune cuvântul mamă, îl spune altfel. Și foarte interesant de observat că, sau de știut că Maria Lătărețu făcea textele la majoritatea cântecelor pe care le avea. Ciudat, curios și extraordinar ca o femeie care cunoștea puțină carte, da, să reușească să facă texte atât de minunate, cu metafore bune, cu viață, cu trăire, cu cuvinte frumoase alese și nobile.
Dar spune-mi, te rog, textele de muzică populară de la o vreme sunt banale, să zicem, în majoritatea lor. Ce i-a împins pe tinerii interpreți să nu trăiască la intensitate bună această viață de la țară cum trebuie? Pentru că totuși lumea de la țară s-a schimbat. Nu reușesc să găsească cuvintele, pentru că vorbeai potrivite, de cuvinte, da, cuvintele da. Potrivite. Mi se pare că se scaldă totul într-un chici care este ascuns într-un fel, exact. Și totdeauna există o justificare, dar nu este adevărat, pentru că știi bine, un text de muzică populară nu poate spune prea mult, pentru că un cântec de muzică populară este scurt. Prin urmare, tu în 2 minute jumătate, 3 minute trebuie să vorbești despre ceva. Să ai tabloul complet. Și dacă nu vorbești într-o limbă înțeleasă de lumea de acum, ori te duci prea departe în timp și nu mai găsești oamenii de atunci, da. Ori nu ești unde trebuie. Păi, de ce sunt textele așa? În primul rând, sunt textele așa pentru că aici arată neputința celor care folosesc texte de genul ăsta, adică superficiale, cum le spun eu, făcături. Da? Pentru că n-a trăit în mijloc, adică eu dacă am să cânt vreodată sau am cântat în viața mea despre Codru, dorul de satul meu, în ochii mei în timp ce cântam, aveam și imaginea vizuală, nu știu, de pădure, o potecă în pădure, frunza sau vântul legănând frunzele, nu știu cum să spun, adică eu le-am trecut prima dată prin filiera sufletului și după aia le-am dat către public. Așa să cânt Foaie Verde de Maculator și că am verzit Codru la 5 fără 4, nu prea ești credibil. Și atunci se întreabă câte unul, care e rețeta succesului? Eu cred că nu știm niciodată tot ce ar trebui să știm, învățăm tot timpul și tot nu știm tot, dar care așa, să fii atent la metrică, la text, la mesajul care îl comportă și se potrivește și se corelează ca mânușa cu una, textul cu muzica, adică niciodată nu să cânți un text mai trist, de dor, de înstrăinare, pe ceva ritmat, să joace ea, să le sară o pincere. Nu! Sunt foarte multe inginerii, cum le spun eu, de care un interpret trebuie să țină... Bine, este vorba și de experiență pe care o caperi în timp, dar vezi dacă tu poți căpăta experiență, dar trebuie să ai o bază de plecare foarte sănătoasă. Știi ce vreau să te întreb? Da. Pentru mine este extraordinar faptul că interpretezi foarte bine muzică alăutărească și ai ales și acest gen. Sigur că ai reușit foarte bine, ai făcut succes, ai vândut milioane de discuri, lumea știe mai puțin, dar erai una dintre interpretele care vindeau enorm la Electrecord pe vremuri și acum cred că orice disc al tău este bine primit. Spune-mi, între Gabi Luncă și Romi Capuceanu, pe cine alege, adică pe cine ai dori să asculți mai intens sau mai mult, nu știu, pentru a învăța sau pentru a-ți crea plăcere? Da, ambele interprete au fost, că din păcate nu mai sunt printre noi, sunt în lumea fără dor, au fost foarte mari, fiecare cu genul ei muzical. Gabi Luncă, deși nu era o voce care să se întindă pe nu știu cât, pe câte octave, cu un ambitus extraordinar. Da, bine, avea o personalitate a glasului deosebită. Exact. A umblat mai mult la sensibilitate, la inimă. A creat melodii la care toți, cum să zic, rezonau, da. Rezonau, toți suntem, ne regăsim de copii, de părinți, de dragoste. Romica a fost o cântăreață mai expansivă, mai explozivă, mai tonică, mai de-asta, pe șprițuială, pe voie bună, mai puternică și ca ambitul. Și ai un cântec preferat de-al tot, de exemplu, cu care încep programul de muzică lăutărească, pe care îl cânti mereu? Eu am foarte multe, dar am vrut să fac o mică paranteză. Da. Le-am iubit, le-am stimat, le respect, le voi respecta toată viața mea, pe fiecare, pentru genul și stilul ei și au creat, cum să spun, două genuri
de muzică de calitate lăutărească, că aici vroiam să ajung. Abordez cu drag și cu plăcere muzica de petrecere, muzica lăutărească, muzica de calitate, dar de aia care spune ceva. Adică dacă pleacă omul de la o petrecere, rămâne cu ceva în mintea lui. Rămâne, băi, uite câte dreptate a avut femeia în două cuvinte. Se vede și am pigulit foarte mult. Și în general îmi place să creez texte pe care să le simt. Să fiu stăpână pe ce spun și să mă reprezinte. Da, și să le aduci oamenilor exact. Tot timpul viața în față. De exemplu, unul din cânte cu care am filmat pentru Revelioane și care, să spun așa, la fiecare eveniment la care mergeam, la fiecare nuntă, toți se căutau și toți producătorii de Revelion, mă, să fie ceva wow, da. Mă, să fie de petrecere. Ce ai găsit wow? Am găsit, ia zi lăutare, zi din struna ta, că seara asta, jur că e seara mea și aici la masă să închin un pahar, și lângă tine lăuta, adică așa, e vorba de cum să zic? Bine, conjunctura era bună pentru cântec, era Revelion, da. Revelion, sigur că da. Mă uit la unii cum plâng tinerețea că n-au trăit, i-a prins bătrânețea, au strâns banii la ciorap să facă avere, la suflet nu s-au gândit să-i facă plăcere, adică ceva care omul cu toți. Deci ne-am întors la ideea noastră de început, când vorbeam că oamenii, dacă n-au înțelepciune, strâng în continuare avere și nu se aleg cu mare lucru, pentru că nu există hrana sufletului mai târziu decât cea spirituală. N-am terminat discuția la care mai puteam. Păi uite, ne-am întors acum. Da. Pun bază pentru că fiecare om avem dreptul și ne simțim bine să avem un trai decent, să ne bucurăm de munca noastră, că până la urmă faci să trăiești de ce. Însă, după niște ani, ajungi la concluzia că cel mai frumos dar de la Dumnezeu nu sunt nici casele, nici averile. Normal că nu trăim în codru și nu trăim în sărăcie, dar nu să faci din astea un țel, nu să dai lumea la o parte, să faci orice compromis, să ai bani. Da, dar nu toată lumea înțelege lucrul ăsta. Da. Știi ce vreau să te întreb? Totdeauna voi, interpreții de muzică populară, și este frumos lucrul ăsta, amintiți despre casa părintească și vorbiți cu drag. Da. Sigur că și tu ai amintit totdeauna de frați, de familie, lumea, da. De casă. Vreau să te întreb, de exemplu, din casa părintească, ai luat la tine acasă, acum unde locuiești, ceva și păstrezi, nu știu, un obiect, ceva? Normal. Sau îți amintești de un obiect pe care ai fi vrut să-l iei și nu ți s-a îngăduit? N-avea cine să nu-mi îngăduie, pentru că noi, deși sunt cea mai mică din 5 frați, am fost frații, între noi n-au existat. Bine, tata nu putea să facă zestre tuturor, da. Deci... Dar ne-a dat la școli, așa. Asta a fost cea mai mare zestre. Da. Așa cum a putut, am avut cea mai frumoasă copilărie și cei mai minunați părinți, dar și lipsuri, dar nu le-am luat în seamă, pentru că am avut ce a fost mai important, dragostea lor, iubirea lor, educația lor și nimeni n-a murit de foame, aveam ce să îmbrăcăm, aveam ce să mâncăm, s-au străduit să ne canalizeze fiecare în funcție de ce... Deci ai plecat Dumnezeu cu puțină iubire de acasă și ai păstrat-o toată viața cu toată și ți-a ajuns. Acasă, da. Da. Iar ca obiecte, casa părintească încă există acolo la câteva case, așa cum spuneam, de Ion Dolonescu. Păi am luat costumele care mi le-a dăruit mama mea, adică mi le-a lăsat moștenire. Am luat foarte multe poze cu părinții mei, cu noi frații când eram mici și cu tot ce mi s-a părut reprezentativ și să păstrez aici la sufletul meu și în casa mea unde trăiesc. Aș fi luat în suflet, am luat tot satul Pierșinar cu toți oamenii gospodari, toate locurile copilăriei, toate potecile care le-am bătut, toate ulițele pe care am colindat la colind, la colindețe, am bătut mingea, m-am jucat șotron. Nu știu, toate le am aici, dar merg foarte des la casa părintească. În aceeași curte a rămas fratele de dinaintea mea ca vârstă, acolo stă cumnata mea cu una din fetele ei. Fratele meu, din păcate,
a plecat dintre noi acum câțiva ani, nici n-avea 60 de ani și uite așa, cele mai dureroase clipe și cele mai de neegalat, de nerecuperat, de ne... nu știu. Și de nespus, de pentru nespus, că sunt, fac parte din viață, da. Sunt pierderile celor dragi, pierderile colegilor, faptul că au plecat și că nu-i mai vezi niciodată. Dar asta nu înseamnă că un om cu frica lui Dumnezeu nu-i poartă în suflet, nu le cinstește memoria și totdeauna să spui lucruri frumoase. Dar spune-mi, când ai început oameni, să fii cunoscută, da, și mergeai acasă în sat, cum te priveau, nu știu, babele satului sau lumea de pe uliță? Cu interes, cu invidie sau curioase? Nu, cu invidie niciodată, pentru că am fost un copil care n-am deranjat pe nimeni. Nu mi-am făcut părinții de rușine, deși toate școlile mele au fost departe de casă. Am învățat foarte bine și poate nimeni nu crede, dar sunt lucruri care se pot verifica. Premiantă, am fost olimpică, la limba rusă, dacă îți vine să crezi, și la limba română, așa. Mi-a plăcut foarte mult să citesc, pentru că școala era școală, noi aveam rușine de profesori, mai ales de părinți. Trebuia să mergi, să duci carnetul de note, să fie semnat, adică am fost responsabilă și mai rom ambiționat. Lumea mă privea cu dragoste, să mândrea fata noastră, uite, încet, încet. Ai cui erați voi? Cum ziceau ei ție? Tu erai Maria a cui? Maria lui Lazar și lui Dafina Cârnici. Ce nume frumos, mămica, da. Dafina se Dafina numea? Minune mama de... și da, tata Lazar. Eram, cum să spun, pe linia principală a satului, tatăl meu a fost gestionar toată viața, îl cunoștea toată lumea, mama casnică a văzut de noi. Spălat, păi nici n-avea cum, săraca, da. Am muncit la câmp, pământ, foarte mult au avut părinții mei, animale, păsări, dar mai presus de orice, cum să spun, era o familie văzută, o familie serioasă, o familie respectată de toată lumea, iar eu ca și copil, toată viața mi-am impus să nu fac greșeli, să nu-i fac de rușine, să învăț bine, să învăț, să mă dau peste cap, să mă perfecționez, așa cum îți spuneam, totdeauna am fost, am luat exemple, am avut repere, am avut modele, ce nu mi-a plăcut, ce credeam că nu mi se potrivește, am dat la o parte, tot ce am crezut eu că e bun pentru mine, tot ce am crezut eu că mă poate ajuta, au fost exemplele celorlalți care au fost înainte. Dar spune-mi, am înțeles că ai luat toate aceste lucruri și este un lucru meritoriu, pentru, mai ales pentru un om și pentru un artist. Pentru și că pentru un artist care e privit de atâta lume trebuie să fie ca un exemplu. Da. Dar pe lângă toate astea care, mă rog, fac parte din viață într-un fel, da, și da, fără ele nu te poți orienta, ce mâncare ai luat bună de acasă și știi să o gătești? Toate. Păi nu știu, chiar toate felurile toate care felurile se găteau acasă? Deci, măi, Gabriel, din televiziunea română, deși eram modești, n-aveam luxuri, n-aveam mașini, dar românul spune tot ce are mai bun el pe masă, noi aveam acolo un rai, grădină, cu vie, cu tot ce se poate cultiva la țară, găini, rațe, gâște. Măi, făcea zacuscă? Făcea de toate, de la dulciuri. Și știi să faci zacuscă? Știu să fac și zacuscă, și roșii în bulion, și bulion, și suc de roșii. Dar vreau să spun, și am adus la pierșinari. Foarte mult din televiziunea română, dirijori, producători, în fine. Măi, făcea mama mea ciorbă de pasăre cu tăieței de casă, sau ciorbă acră de potroace. Îți iese așa acum? Mie, păi mor dacă nu-mi iese. Păi mă uitam, ședeam la ea să văd ce pune, cum pune. Normal că primele au fost rateuri, dar nu m-am lăsat. Aveai gustul, dar deja memorat. Și spar tot și învăț, așa. Tocăniță de pui cu mămăriguță. Tot ce vrei știu să gătesc, dar le-am văzut la sora mea mai mare, la Sanda, și la mama mea, Dafina. Stăteam acolo să văd. Deci am încercat, primele au fost rateuri. Adică m-am ambiționat, copil fiind pe la 12-13 ani, ia să fac eu o mămărigă. Mi-a ieșit cu fratele meu ăsta, care nu mai este, care era
cu 4 ani mai mare decât mine. Zic, mă, Gheorghe, hai să facem noi, noi îi spuneam Dede, așa la lintam. Dede, hai să facem noi amândoi mămăligă, când vine mama de la sapă, s-o dăm pe spate. Avea ea varză făcută cu carne de la garniță. Da. Și ați dat-o la pui sau ați mâncat-o? Nu, 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 mămăligă, mă, ne-a ieșit foarte bună, am gustat-o, potrivită din sare, din orice. Când s-o răsturnăm, a venit beleaua. Că ne-a scăpat cea unul și a luat-o de-a dura cu mămăliga pe bătătură. Dar, eu am gustat-o înainte, a ieșit bună. Și uite așa, mai faci greșeli, dar nu mă las. Adică m-am ambiționat. Cum face mama de răstoarnă? Am luat un șervet, am ținut de buza cea unului și de toartă. Mă, a doua oară mi-a ieșit. Deci, da, am fost consecventă, perseverentă, nu m-am lăsat. Și totdeauna am avut spune-mi, în viață, dacă ăla poate, eu de ce nu pot? Băiatul îți seamănă? Băiatul e tot berbec, deci are ambiție, motivat, nu vorbește decât dacă știe și când face o observație, are o artilerie de replici, nu aiurea, nu din vreun resentiment. Deci seamănă într-un fel. Foarte reale. Da. Eu dacă spun la unul, vezi că nu ești, nu e bine, n-ai chemare, nu e în regulă acolo, îi argumentez la atunci pe loc, adică nu spun aiurea că nu-mi place mie moaca lui, sau îmi dau seama și la un instrumentist de cum pune mâna și degetul la poziție la vioară, când a tras primul arcuș, dacă mai trebuie o comă, degetul pus mai cadea sau mai așa, la un cântăreț, chiar dacă nu are repertoriu, chiar dacă nu ține măsura, dar sunt niște date care dacă nu te naști cu ele și nu le ai în venă, la mare revedere, deci nu. Deci cu bani nu se face meseria asta. Nu, niciodată. Da. Adică se vede, îți dai seama, mă uit, dar dacă e talentat și îmi dau seama că are posibilități vocale, îi dă în gând, nu știu, să facă o terță când ar trebui să cânte normal sau ceva, adică are o șmecherie, o orientare, jonglează cu muzica, dar pentru asta ori trebuie să muncești foarte mult, ori Dumnezeu trebuie să pună mirul aici. Am înțeles că ai nepoțel, parcă. Am un singur băiat care l-am dat la pian ca orice mamă responsabilă, la sport, după 8 ani, l-am dat de mic. Mi-a spus că le enervează miul ăla de acolo de sus. Că când ajunge cu degețelul, da. Mămică, ne oprim. Bine că știi game, bine că dacă te duci undeva la o petrecere într-o casă undeva și ai pianină, poți să faci o sonatină, adică măcar știi ceva. N-a mers, a urmat aceeași facultate ca și soțul. Deci n-ai fost ambițioasă să silești copilul? Da, nu l-am obligat. Da. L-am lăsat să-și aleagă ce îi se potrivește, ce vrea el să facă. E singurul meu copil. Așa, singur. Ai fost autoritară cu copilul sau nu? Niciodată. Am vorbit și eu și soțul meu ca și cum prieten. I-am spus, sunt alegerile lui în viață, numai că vreau să fie atent la anturaj, dacă își dorește ceva, dacă a făcut o greșeală, primii la care să se adreseze să fim noi. Deci am un copil, parcă l-aș fi desenat eu, parcă i-aș fi... De ce seamănă? Foarte mult. Da. Și sunt mândră de asta. El mi-a dăruit două nepoțele. Așa, nepoțele, una are 4 ani, o cheamă Jacqueline, și una are 7 ani, o cheamă Rose Marie. De când te văd la televizor, nepoțelele ce zic? De mamia, îmi spun. Nu spun mamie. Mamia. A vrut să-mi spună mamaie, probabil, dar nu le-a ieșit. Mi-a zis prima dată Mia și după aia mamia. Și soțul meu era de la tată, tatia. Când mă văd la televizor, mamia la-la-la, mamia pleacă la-la-la-la, adică uh-huh. Să cânt. N-am să le forțez, sunt sensul meu și lumina ochilor mei din cap, eu n-am avut fete, soțul meu a fost singur la părinți, deci mă uit la ele ca la lună și ca la soare. Dacă mor moștenia, aș fi cea mai mândră că am o zestre de costume populare autentice și unicate, dar dacă nu mă moștenesc, cât trăiesc, o să le susțin în direcția care și-o vor dori. Poate vor profesoare, doctorițe, nu știu, Dumnezeu știe, dar dacă n-ar cânta bine, dar și-ar dori să fie cântărețe,
Nu. Ai făcut vreodată cadou un costum popular cuiva? Mai multe. Cu ce? Cu interes sau din generozitate? Nu. Am făcut, o să spun și cui. Am făcut la o doamnă din Republica Moldova, da, care mă divinizează, mă iubește și și-a dorit să aibă de la mine, nu e cântăreață. A, vrea să-l poarte. Să-l poarte la... Da, dumnealor poartă la... Da, da. Să, știi că ne iubesc, da, ei, moldoveni. I l-am făcut, așa și-am mai dăruit vreo două, trei, nu prea mă îndur, pentru că cu greutate le găsesc, le achiziționez, le recondiționez și alea sunt zestrea sufletului și cartea mea de identitate. Ai cântat în străinătate foarte mult, mai ales pentru români, de exemplu. Știu că fiecare întâlnire este și emoționantă, da. Românii ne primesc cu entuziasm, sunt plini de emoție și nu le vine să creadă. Prima dată când ai plecat afară și ai văzut sentimentul ăsta copleșitor pe care l-au românii pentru un artist, cum ți s-a părut? Ți s-a părut că este gratuit, că este adevărat? Ce-i mâna pe ei să aibă asemenea stare când văd un interpret? O să spun ceva, poate n-am spus sau am spus, nu știu, dar rar. Eram în clasa nouă de liceu și am participat, se făceau concursuri. Prima dată pe liceu, oraș, județ, zonă și țară. Și am câștigat premiul întâi pe țară, la secțiunea mea folclor. Ca recompensă, am plecat aveam 16 ani, da, am plecat 3 luni de zile în Olanda, Belgia și Germania. Tu îți dai seama, copil de la țară, premiul întâi pe țară și să pleci în așa unde... Vedeai țări occidentale, da. Nu știam limba, nu știam... cu ce să mănâncă, în fine, organizatorii și cei care ne supravegheau și care ne-au și însoțit, noi trebuia decât să cântăm. Măi, nu veneau numai români, da? Veneau și străini. Cu ce am cucerit, probabil, în primul și în primul rând, i-am cucerit cu portul popular. Deci erați o fărâmă din țara pe care ei o lăsaseră, da. Exact. Da. Iar pentru străini... Se identificau cu portul popular, România, aia era, da, România, da. Da, iar pentru străini era frumusețea. Exotism, costumele, da. Costumele erau regești, țambal, contrabas, pentru ei erau instrument, fluier, nai, era ceva wow. Ei, noi în scenă, orchestra, dansatorii gătiți, frumoși, soliștii, dirijorul, era un tablou cum rar întâlnești și pe care nu l-au, din păcate, atâtea popoare, pentru că România, am să o spun totdeauna, costume mai frumoase, doine mai duioase, instrumente mai interesante și unicate ca aici, în țărișoara asta, vedem. Bine, amintește și interpreții, că, da, și ei sunt importanți. Foarte mulți, foarte mulți, sigur, foarte mulți, dar eu spun așa, ca bucată din România adusă în toate colțurile lumii, impresionăm pur și simplu, la prima vedere, fără să cânți, fără să deschizi instrumentul, fără să faci nimic, când apare tabloul ăsta picat de la Dumnezeu, frumos și de neegalat. Fiecare popor are frumusețea lui, are fiecare specificul lui până la urmă. Poate la unul cimpoiul e de best, nu știu, Scoția, la unul nu știu ce, dar costume frumoase, dansuri și fete frumoase. Aha, da, 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 amintește lucrul ăsta. Așa. Da, dar acum când ai publicul la picioare, să spunem, când ai căpătat atâta experiență și ești un nume ultra cunoscut și un nume de referință în muzica populară și muzica de petrecere, ți se pare mai ușor sau e mai greu? Sigur că răspunsul poate să fie, știi câtă responsabilitate e, dar nu din punct de vedere profesional, nu știu, te îmbraci mai repede, impresionezi mai repede sau la început era altfel? Gabriel, am să spun un lucru. Am fost un om tipicar toată viața. Niciodată, și m-am uitat cu atenție, lucru care mi-a rămas până ziua de azi, da?
mă uit la oricine vrei tu, care să suie pe scenă și zice că e artist, vedetă, după părerea mea, nu toți sunt așa cum spun ei. Dar mă rog, nu-i contrazicem. Ei nici publicul, nu pot fi, da. Da, publicul... Unii sunt meseriași, dar așa, mai puțin artiști, da. Așa. Ei, îmi fac o părere de la pantof, ca să ți-o spun așa. Mă uit la cel mai mic, m-am uitat, în continuare mă uit și mă voi uita. Scena, prin natura ei, e mai sus decât nivelul unde stă publicul. E, înălțimea aia te responsabilizează atât de mult în toate punctele de vedere și am să spun de ce. Că lumea mă știe, nu pot să mă scarpin așa niciodată și am să spun, iubesc artiștii care se respectă, nu trebuie să avem luxul de pe pământ, că nici nu avem draganenii, denghii așa mulți, dar costumul care e sfânt sau o rochie sau, mă rog, orice altce îmbrăcăminte, să fie decent cu vârsta, cu evenimentul la care participi, să fii pieptănat, să ai unghiile făcute, să n-ai noroi pe rama de la pantof de acum 3 luni, să ai dantura când deschizi gura omului să-i facă plăcere, să zică, uite bă, artist fără dinți sau cu carii, ni le arată. Eu sunt foarte critică cu detalii de-astea pe care unii nu le ia în seamă, nu le iau în seamă, sau poate nu se raportează că ce merge dacă am o care sau dacă nu sunt pieptănat sau dacă tricou. Deci să gândesc că de la început ai fost preocupată ca să ai un soi de perfecțiune. Păi nu, dacă mă duc la un spectacol, măi, Gabriele, mă duc să văd o prezență frumoasă, plăcută, atât cât ne avea la fiecare. E o garanție a succesului, bineînțeles. Așa. După aia mi-aleg repertoriu. După aia mă orientez cine mă ascultă, că una e să mă duc să cânt o romanță unde sunt tineri sau unde spectatorilor îi place să joace, sârbe, hori. Deci îmi aleg repertoriul în funcție de locul unde merg. Mi-aleg ținuta. Dar tot tabloul ăsta trebuie să mă mulțumească pe mine că dacă nu sunt pregătită, coafată, manicurată, parfumată, machiată, cu toată... Și talentată. Aia Dumnezeu a pus, așa, dar ce depinde de mine, mai bine nu mă duc. Refuz politicos data viitoare. Ne prezentăm, ne pregătim și ne prezentăm. Ca să mă duc așa, a, unde e, când, mâine, hai că merg și să mă duc așa. Când ți s-a părut că discuția noastră a fost ca o șuietă sau a fost forțată sau a fost... cu constrângeri. Nu știu, adică trebuie să ne facem curaj și să înțelegem ce înseamnă să stai la o șuietă cu o vedetă. Pentru mine este pentru prima oară și pentru tine la fel, pentru prima oară când vorbești cu mine despre așa ceva. Da. Mie mi s-a părut grozav că am închegat o discuție nu neapărat prietenească, dar legată de meserie, da, legată de viață, da, și să sperăm că cei care ne-au urmărit sau celor care ne-au urmărit le-am stârnit interesul, pentru că ei trebuie să ne descopere pe noi din toate unghiurile. Ce înseamnă Maria Cârneci pe scenă este una, ce înseamnă Maria Cârneci într-un interviu este altceva și ce înseamnă Maria Cârneci atunci când este în familie e cu totul altceva. Sigur că poți pune un semn de egalitate uriaș, pentru că atunci când ai o viață frumoasă de familie, când ai o educație extraordinară primită de acasă, când ai rădăcini puternice, nu poți să fii un artist slab. Puterea vine de acolo, din rădăcini, și tu știi să impui toate acestea în fața publicului. Ce ai spus tu, a fost o reală plăcere, nu constrângere, a fost o discuție, o șuietă relaxată, a fost o șuietă în care poate și Gabriela a aflat niște lucruri pe care nu le-am povestit niciodată, dar așa pentru publicul care știe că noi, toți artiștii, iubim publicul, că nici nu se poate fără voi, fără toți cei care ne iubiți și ne urmăriți. A fost o șuietă, ca să o numim așa, cum se numește și emisiunea ta, de plăcere, de drag și, cum să vă spun, cred că majoritatea din cei care ne privesc mă știu că eu așa sunt, un om foarte sincer, foarte deschis și dispus
să ascult pe oricine. Știam că așa va fi, Maria, de asta și în discuțiile noastre de început ne-am gândit la tine, pentru că ești un bun vorbitor, pentru că ai multe să ne spui, pentru că discuția cu tine este plină de învățăminte și nu neapărat pentru noi care suntem trecuți prin viață, mulți dintre noi, dar pentru cei care vin de după noi sunt necesare aceste cuvinte și ale tale. Un lucru e important, Gabriel, că indiferent de unde ne duce viața și soarta pe fiecare dintre noi, după părerea mea, așa cum am spus metaforic la început, că viața este o prezență între două necunoscute, cred că bogăția cea mai mare a unui om, indiferent că e medic, profesor, artist, orice pe pământul ăsta, rămâne 7 ani de acasă, care nu se învață la nicio școală, dar ne urmăresc toată viața până închidem ochii. Și eu întotdeauna mi-a plăcut ca omul să fie dublat, că e artist, că e doctor, profesor și ce-o fi el, mi-a plăcut să fie dublat de omenie, să aibă cuvânt și demnitate, cuvântul să fie mai greu ca muntele din spatele nostru. Și atunci l-am iubit, l-am respectat și dacă a fost și meseriaș și ambițios să ajungă the best în viața asta, indiferent de profesie, l-am iubit și mai mult. Așa că cam așa stau lucrurile vis-a-vis de ce mă privește și celor care ne privesc. Poate au dorit să afle chiar mai mult, Maria, din gurița mea. Eu îți mulțumesc și cred că și spectatorii sunt în asentimentul meu și îți mulțumesc pentru că a fost atât de sincer tot ce ne-ai spus și să sperăm că măcar un procent cât de mic a folosit celor care ne-au privit. În momentul când omul te știe că ești un om plăcut, un om sincer, un om responsabil, care își faci treaba foarte bine, te și iubești. Spune un gând de mulțumire, așa, ca să fim într-un interviu standard pentru lume. Păi eu, decât că sunt fascinată de locul unde sunt, uitați-vă ce frumusețe avem în spate, sunt onorată că bunul și dragul meu prieten și coleg Gabriel m-a invitat, m-a ales, pe dumneavoastră, pe români. Păi cum aș putea să nu vă iubesc? Cum adică, dacă nu vă iubeam, n-am putut, am colindat tot globul pământesc, nu am putut eu să mă despart de iarba mea, de pe șanț, și cum să nu vă iubesc? Pe românii mei, indiferent unde ați trăi, unde v-ați afla, păi dacă vorbim aceeași limbă, dacă ne e dor unii de alții, ne iubim, ne stimăm, cum aș putea eu să fiu altfel decât să vă iubesc, să mă rog la Dumnezeu să vă dea sănătate și spor și bucurii acolo unde trăiți, unde v-ați ales dumneavoastră, unde vă simțiți bine, alături de copii, de familie, de cei dragi, dar cu rugămintea, când vedeți acolo emisiunea noastră sau afiși cu spectacole, cu noi, cu colegii noștri, să veniți, nu să ne felicitați neapărat, să ne pupăm și să mai ne vedeți iile, mai vă spunem și câte un ban. Da, 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 de sărutări are toată lumea nevoie, așa că vă așteptăm cu drag. Mulțumim celor care s-au gândit să facă o asemenea emisiune care se numește La Șuietă, România La Șuietă. Binevenit să fie de acum încolo acest moment și dumneavoastră care ne-ați privit, mulțumiri din toată inima.